acest proiect mie personal mi-a dat un vibe foarte pozitiv. Mi-a dat chiar prima întâlnire pe care am avut-o cu Monica în 2021. Și azi, nu știu cum, dar vreau să găsim o soluție prin care să atragem tinerii către autoritatea locală. Am și uitat de întâlnire, după câteva luni mă sună, vă trimitem protocol, semnați că la următoare începe. Așa a început acest proiect, așa a luat el viață. Am reușit să venim cu o picătură, sau poate mai mult de o picătură, de educație civică în domeniul mediului. Au fost implementate 21 de ateliere de formare în domeniul ecologiei, la care au luat parte peste 300 de tineri din Năvodari. Încurajarea unui comportament civic pentru protecția mediului, care se invite la un dialog constant cu autoritățile locale și cu membrii comunității. Am plantat copaci, am făcut tot felul de lucruri frumoase în caravana Cetățean Mare pentru Mare. Am avut o serie de ateliere în care am creat obiecte de lucru prin tehnici de modelare, am plantat semințe, am reciclat, am transformat tot felul de materiale în poșetuțe la momentul ăla, țin minte. Am imprimat 3D pentru că avem o imprimată. Am ecologizat, am realizat un calendar tematic cu anotimpurile pădurii. Am avut o expoziție de fotografii, Pădurea din Suflet, o puteți vedea și jos. O paradă a costumelor populare, un atelier muzical, un concurs pe echipe din istoria Dobrogei, truc de prăjituri și, bineînțeles, atelierul de handmade la laboratorul de handmade. A fost și un schimb de bune practici, da, Secular Ways din Norvegia. Am început prima zi într-un fel de cantină socială. Au fost oameni care au fost dorniți să ne cunoască, adică noi stăteam la masă și ei veneau să ne întrebe de unde suntem, cum e la noi în țară. Ba chiar era un domn care a spus că el a fost în România. Am servit masa la acea cantină socială unde spun fetele și continuăm. Apoi am citat Moss Library. Era dedicată tinerilor, adică puteau sta acolo să se joace, putem vedea că aveau monitoare, calculatoare. Puteau să facă diferite ornamente. Am plecat din Moss și am mers cu trenul până în Oslo. Am vizitat opera din Oslo. Apoi am vizitat acest centru, să spun, în care tinerii, un fel de mici antreprenori, puteau merge aici, închiriau un spațiu în care puteau să dezvolte o afacere, ba chiar să primească sfaturi de la cei angajați acolo. Am văzut acolo și un pavel personal pe care ne-am dorit să îl facem și noi în Avotari. Am avut o experiență minunată. Am mai vrea să participăm la astfel de proiecte. Ce le-a plăcut și elevilor în Norvegia, proiectul cu hub-ul educațional este prioritar. I-am găsit și locație. Iar spre final de an sper să dăm drumul. Veți avea o locație a voastră a tinerilor, unde vă veți putea întâlni, unde veți avea infrastructura necesară ca să vă relaxați, să vă faceți temele să socializați.